Bun găsit, doamnelor și domnilor! Avem în această seară invitații speciali. Vom discuta despre controlul muncii la negru, plata impozitelor către stat, concurența neloială și activitățile ilegale de gardă de corp. Sunt doar câteva dintre motivele care stau la baza elaborării unei noi legi în domeniul securității private. Inițiat de Asociația Profesională a Companiilor de Securitate, actul normativ urmărește ca activitățile firmelor din domeniu să fie clar delimitate și să se desfășoare sub supraveghere autorităților, și asta după ce în ultimii ani mai mulți agenți ai companiilor private de pază și protecție au fost implicați în încăierări sau reglări de conturi. De asemenea, vom vorbi despre siguranța în școli, despre Asociația Profesională a Companiilor de Securitate, care lucrează împreună cu poliția la un nou act normativ care să stabilească în mod clar drepturile și obligațiile agenților de pază. Iar spre partea de-a doua parte a emisiunii vom discuta despre atacurile bioteroriste, pentru că avem în această seară, așa cum vă spuneam, un invitat special. Este vorba despre domnul colonel în rezervă, Adrian Baciu. Bună seara, bine ați venit, domnule colonel. Domnul colonel are un CV impresionant, dar puțin mai încolo o să vă spun despre ce este vorba. De asemenea, alături de mine se află domnul subcomisar George Belbea. Bună seara, bine ați venit, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, din cadrul Departamentului Ordine Publică, Securitate Privată. Și, bineînțeles, alături de mine se află, așa cum v-am obișnuit, Carmen Dobrișan, jurnalist TVR. Bună seara, bine ai venit, Carmen. Bună seara, bine v-am găsit. Vă propun să urmărim un material împreună, după care revenim în platou pentru comentarii. Numărul de firme de pază din România se ridică în acest moment la 1600, cu un efectiv de aproximativ 92.000 de oameni. Cel puțin, așa spun cifrele oficiale confirmate de înregistrarea firmelor care au primit acreditare de la Ministerul Administrației și Internelor și care îndeplinesc condițiile de desfășurare a unei asemenea activități conform legislației în vigoare. 400 au pierdut deja licența pentru că nu au corespuns activității cerute. Dar ce condiții trebuie îndrumite ca o astfel de activitate să poată fi desfășurată? Condiția principală pentru a desfășura activități de pază, prin pază înțelegând asigurarea pazei fizice sau asigurarea securității unui obiectiv prin sisteme electronice de alarmare și mijloace de protecție mecanofizice, în primul rând societatea respectivă trebuie să dețină licență eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, această licență fiind eliberată în baza avizului prealabil al Serviciului Român de Informații. Valabilitatea acestei licențe este de 3 ani de zile, termen după care trebuie respectat cu strictețe, riscând neprezentarea pentru reînnoirea licenței de funcționare, putând duce la pierderea dreptului de a desfășura activități prin retragerea licenței de funcționare. Firmele de pază și protecție funcționează în baza legii 333, lege care încearcă să depășească perioada de pionierat. Mai multe ordonanțe au fost adăugate acesteia, dar încă mai sunt lucruri de perfectat. Anumite prevederi legislative nu sunt corelate. Anumite definiții nu sunt date corespunzător. Nu există, spre exemplu, o limită maximă a vârstei până la care un agent de securitate poate să-și desfășoare activitatea. Vârsta minimă este 18, vârsta maximă nu este prevăzută. Pe de altă parte, există anumite lacune legislative care fac în prezent ca această lege să nu fie armonizată în totalitate cu prevederile europene și sperăm că în continuare, împreună cu reprezentanții poliției, să putem, pe de o parte, să dezvoltăm normele de aplicare la legea 333 care în prezent este în vigoare, dar pe de altă parte să dezvoltăm o lege nouă care să fie mult mai apropiată de realitățile pieței de securitate și, în general, de ceea ce înseamnă securitatea personală a cetățeanului. De-a lungul timpului, firmele de pază și protecție din România, în marea lor majoritate, nu și-au construit o imagine coerentă și serioasă. De cele mai multe ori au fost asociate cu abuzul sau agresivitatea. APCS este o asociație profesională care încearcă să schimbe în România standardele acestei profesii, dar nici până acum nu sunt stabilite criterii clare în ceea ce privește competența agenților de pază. În afară de cooperarea cu poliția și legislația pe care vrem să o dezvoltăm și prin această legislație să oferim niște prețuri competitive, calitative și niște servicii de calitate, ne gândim și la schimbarea percepției pe care publicul și autoritățile statului au vis-a-vis de industria securitate.
datorită unor scandaluri în care companiile de securitate au fost implicate, scandaluri care au fost generate tocmai de lacune ale legii, de lipsa de instruire a personalului propriu, de felul în care aceștia respectă obligațiile pe care le au din punct de vedere legal și contractual. Industria de securitate are o percepție, cred eu, negativă în fața cetățeanului și autorităților statului. Noi vom încerca, din răzputeri, să schimbăm această percepție. În al doilea rând, vom încerca să dezvoltăm un model de cultură de securitate. Cetățeanul trebuie să știe că statul și companiile private nu pot să facă totul pentru a-i proteja integritatea, familia, bunurile. Și cetățeanul trebuie să participe la acest efort. Și, în al treilea rând, am vrea să dezvoltăm un standard pe care să-l oferim cetățenilor și beneficiarilor din punct de vedere al cerințelor pe care o companie de securitate, cerințe minime, ar trebui să le aibă atunci când cetățeanul cere un serviciu de securitate. Și aici mă refer la nevoia ca cetățeanul să știe ce fel de avize trebuie să aibă o companie, ce fel de asigurări, care este standardul de personal, standardul de instruire, care sunt capacitățile de răspuns ale unei companii de securitate și, trecând prin aceste informări succesive, să fie în măsură să-și aleagă cel mai bun serviciu de securitate, cel mai competitiv și la un preț corect. Unde încep și unde se opresc atribuțiile firmelor de pază? Atribuțiile societăților care asigură paza, prin personal calificat, asigură paza obiectivelor și a bunurilor și protecția persoanelor, sunt stabilite prin cadrul legal din legea 333/2003 și sunt detaliate în planul de pază care este avizat de poliție pentru fiecare obiectiv în care își desfășoară sau pentru care prestează servicii aceste societăți specializate. Spre deosebire de România, în alte țări, firmele de securitate și-au construit o imagine care este similară cu încrederea și siguranța. Ideea unui sistem integrat cu atribuții în limita legii poate aduce un plus de eficacitate în gestionarea unor situații. Conform statisticilor COES, care este Confederația Serviciilor de Securitate Europene, în anul 2008, de când avem ultimele statistici, în România există 92.000 de persoane care lucrează în industria de securitate privată. Imaginați-vă acest 92.000 de oameni care ajută poliția, care își desfășoară activitatea în conformitate cu contractele pe care le încheie, dar care, pe lângă ceea ce reprezintă fișa postului sau obligația lui în locul în care își desfășoară activitatea, încearcă să dea o informație cetățeanului, să-l sprijine din punct de vedere al nevoilor pe care acesta le poate avea la un moment dat din punct de vedere al securității personale, să informeze cu operativitate poliția. Mă refer, de exemplu, la situațiile în care o mașină este furată. Acea mașină poate fi comunicată și companiilor de securitate, pentru că acestea au pe stradă agenți, au pe stradă mijloace mobile. În situația în care unul dintre aceste elemente de dispozitiv observă acea mașină, bineînțeles că recuperarea prejudiciului și satisfacția celui care a suferit acest prejudiciu este mai mare și mai rapidă dacă se le apelează și la această resursă suplimentară de securitate. În urma controlelor, Ministerul Administrației și Internelor a retras o serie de licențe. Motivul? Cel mai des întâlnit motiv este neprezentarea în termenul legal pentru reînnoire, deci depunerea documentației de reînnoire după expirarea perioadei de valabilitate, precum și încetarea activității. Au existat cazuri rare pentru încălcarea celorlalte prevederi legale, respectiv depășirea atribuțiilor acordate de lege, dar sunt destul de rare. Nu? Culegerea de informații. Culegerea de informații, executări silite și toate cele care sunt prevăzute în legislație. Dacă cineva vrea să-și deschidă o firmă de acest gen, unde trebuie să ajungă? Pentru a obține licența de funcționare în domeniul pazei sau în domeniul sistemelor tehnice de alarmare, toate informațiile necesare sunt publicate pe site-ul Poliției Române, mergând pe calea www.poliția-romana.ro, direcții centrale, Direcția de Ordine Publică, Serviciul Sisteme de Securitate, iar apoi, după caz, sunt expuse conținutul fiecarei documentații care trebuie completată. Cu documentația
declarația completată, trebuie reprezentantul societății trebuie să meargă la după caz la Inspectoratul Județean de Poliție sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, unde Serviciul de Ordine Publică va primi documentația și o va analiza, urmând ca funcție de conținutul acesteia să facă propunerea de licențiere sau de completare sau de respingere. Ei bine, am urmărit un material realizat de către TVR Info. Până să trecem la transformarea definitivă a gorilor, așa cum place mie să le spun cu ghilimele de rigoare, în agenți de securitate, acesta fiind ultimul pas în evoluția unei meserii în care sunt angrenați acum peste 100.000 de angajați. Ei bine, vreau să vă spun că, așa cum v-am anunțat, alături de mine se află domnul colonel în rezervă Adrian Baciu. Vă spuneam la începutul emisiunii în care o experiență profesională impresionantă de la, aș putea spune, domnule colonel, de la ofițer operativ în urmă cu foarte mulți ani în cadrul Departamentului de Crimă Organizată din IGPR. Ați fost adjunct șef serviciu spălare bani. De asemenea, ați coordonat la nivel național activități de prevenire și combatere a cazurilor care implică materiale MBC. Cred că am pronunțat corect, nefiind specialist. Ați fost coordonator program. Ați coordonat un program mondial pentru 186 de state pe linia prevenirii și combaterii terorismului biologic în cadrul Interpol, așa cum am anunțat noi astăzi pe Crol. De asemenea, ați oferit traininguri pentru ofițeri din 130 de state, ați condus relații diplomatice și de specialitate cu organisme internaționale, ați fost de asemenea și lector în Academia de Poliție, ați urmat cursurile Academiei FBI din Statele Unite. Vreau să vă spun că acest CV are vreo 4-5 pagini. Eu, sincer să fiu, nu am avut parte să citesc până acum un astfel de CV. Ați fost până în mai 2010 consilier al secretarului de stat, șef al Departamentului Ordine și Siguranță Publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, terorism, crimă organizată și arme de distrugere în masă. V-ați pensionat anticipat în mai 2010. Deci, așa cum spuneam, ne bucură să avem în platoul la Oltenia 3 TV un astfel de om cu o astfel de experiență profesională. Aș vrea să trecem la tema emisiunii, așa cum spuneam. În momentul de față ați inițiat mai multe programe, în momentul de față încercați să schimbați, aș putea de fapt să se reglementeze acea lege din 2003 privind până la urmă să se delimiteze clar drepturile și obligațiile agenților de pază. Așa cum am văzut în materialul anterior, aș vrea să ne vorbiți mai pe larg. Este nevoie de securitate privată în România? Și de ce este nevoie de securitate privată? Este nevoie de securitate privată în România, dar până să vă răspund această întrebare, aș vrea să fac o precizare. Ar fi greșit ca telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă că în acest moment industria de securitate privată nu este reglementată de nicio lege sau legea care există nu este în măsură să reglementeze această industrie. Ceea ce spunem noi ca asociație și avem de partea noastră de data aceasta, din fericire, și poliția și Asociația Română a Băncilor și Asiguratori, este că această lege nu își mai găsește aplicabilitatea vis-a-vis de realitățile prin care trece în acest moment industria de securitate privată. Deci aceasta este paranteza pe care vreau să o fac. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră dacă e nevoie de securitate privată, răspunsul este fără doar și poate da. De ce avem nevoie de securitate privată? Pentru că statul, așa cum funcționează, este construit și desfășoară activitatea astăzi, nu mai poate să asigure securitatea cetățeanului. Este prea costisitor, este consumator de resurse și materiale și umane și trăim într-o economie de piață. Și în orice economie de piață, anumite activități care sunt în mod tradițional un atu al statului, sunt transferate încet, încet către industria privată. Aceasta este și situația în domeniul industriei de securitate privată, când o mulțime de activități sunt preluate de către firmele de securitate privată. Când vorbesc de securitate privată, mă refer nu numai la pază. Sisteme tehnice de alarmare, dispecerate, monitorizare, intervenție, transport, procesare de valori și așa mai departe. Singurul domeniu în care industria de securitate privată încă nu a pătruns și este de înțeles că nu a pătruns este securitatea aeroportuară, tot ceea ce ține de securitatea aeroporturilor. Mă refer aici la ceea ce se întâmplă înăuntru în aeroporturi, pentru că în exterior securitatea și accesul în incinta aeroportului și spațiile adiacente este reglementată de către firme de securitate privată. Dar în rest, dacă privim pe stradă, găsim aproape
la fiecare pas un agent de securitate. Sau, mă rog, un cetățean care este îmbrăcat într-o uniformă și care își desfășoară activitatea. Vorbim, chiar o să comentăm puțin mai devreme dacă într-adevăr acești agenți de securitate pe care noi întâlnim la orice pas, până la urmă, ar trebui să fie într-adevăr acolo. Vorbesc despre profesionalismul acestora și chiar aș vrea să discutăm împreună cu dumneavoastră despre acest lucru. O să luăm un scurt moment de publicitate, asta pentru că am avut materialul acela puțin mai lung și de aceea, dar aș vrea să reamintesc faptul că în prezent dumneavoastră sunteți președintele Asociației Profesionale a Companiilor de Securitate din România. Spun asta pentru că să vină în completarea ceea ce spuneați dumneavoastră, până la urmă primul pas a făcut în acest domeniu. Tocmai prin înființarea acestei asociații. Nu neapărat. Noi nu suntem prima asociație care s-a înființat în vis-a-vis de industria de securitate. Există Patronatul Serviciilor de Securitate mult înaintea noastră înființat, încă din anul 2000, care și-a desfășurat activitatea așa cum a considerat de cuvință pe linia îmbunătățirii calității serviciilor și a dezvoltării unei legislații moderne. Noi suntem o alternativă la ceea ce înseamnă Patronatul Serviciilor de Securitate și prin activitatea noastră dorim să facem niște lucruri care până acum nu s-au făcut. Deci inițiativele noastre sunt cumva de absolută noutate și din punctul ăsta de vedere încercăm nu neapărat să le impunem pentru că nu ne dorim să fim o asociație de natură inclusivă. Pentru că ați considerat probabil că sunt utile pentru... Exact, pentru că sunt utile, pentru că am văzut niște goluri pe care legislația nu le acoperă, normele metodologice nu le au în considerare și aceste două rotițe care nu funcționează împreună conduc la foarte multe probleme de care o să le discutăm. Și până la urmă veniți dintr-un domeniu în care știți clar ce înseamnă securitatea vis-a-vis de experiența dumneavoastră profesională. Luăm publicitate și revenim. Cu experiență de aproape un secol, Pan Group este una dintre cele mai importante companii de profil din România, fiind printre puținele firme din țară care au în componență toate sectoarele specifice industriei de morării panificație. Secțiile de panificație sunt complet modernizate, operațiile de dospire, frământare, divizare și prelucrare aluatului sunt dotate cu instalații de ultimă generație. Cu acelea se realizează pe cuptoare tunel cu vetre mobile. Pâinea Pan Group, detașându-se de restul ofertei prin culoare, gust și aspect. Cu o sortimentație completă, produsele au desfacere în cele 41 de magazine proprii și în peste 260 de puncte specializate în comercializarea pâinii din Craiova și zonele limitrofe. Pan Group, pâinea care s-a păstrat proaspătă aproape un secol. Dorești un serviciu cu adevărat profesionist? L-ai găsit! Win Motors, servicii de mecanică, diagnoză computerizată, electrică, diagnoză și reparații climă, direcție 3D, înlocuit parbrize, stație ITP. Win Motors Craiova, strada George Enescu, numărul 70, telefon 0351 416022. Win Motors, lasă profesioniștii să lucreze pentru tine! Evoluează. Înțelege schimbarea. Apreciază calitatea. Evogres. Intră într-o nouă dimensiune. Plăci ceramice, electrocasnice, cabine cu hidromasaj, căzi, sisteme de piscine, parchet din lemn masiv. Evogres. Calea București, lângă Facultatea de Mecanică, vis-a-vis de Nasiria. Evogres. Ține pasul cu evoluția. Ambianța absolut încântătoare a restaurantului Cleo te va cuceri din prima clipă. Îți vei dori să revii mereu aici sau să-ți organizezi evenimentele importante din viața ta. Iar dacă timpul tău este prea scurt, serviciul de livrări la domiciliu îți stă la dispoziție zilnic între orele 10 și 24. Restaurant Cleo Craiova, Rovine, vis-a-vis de școala numărul 35, telefon 0251593365. Cleo, un local creat pentru tine. Moda Alice și noul său brand Fale vă așteaptă cu reduceri de până la 70% la noua colecție. Vino la revoluția prețurilor în prim sezon numai la magazinele Fale by Moda Alice.
Vara asta nu rata noul concert Fale. Restaurantul Vivaro organizează pentru dumneavoastră evenimente private, nunți și botezuri, dar și alte evenimente în zilele de sâmbătă și duminică rămase libere din vara anului 2011. Dispunând de o elegantă și modernă sală de 170 de locuri, restaurantul nostru este alegerea ideală pentru organizarea celor mai fericite evenimente din viața dumneavoastră. Sunați la 0723 597 935 sau 0351 419625 pentru a vă rezerva din timp evenimentul mult așteptat într-un spațiu generos, amenajat în stil modern, plin de originalitate, forme și lumini. Numai la Vivaro, atmosfera este întreținută gratuit de DJ Vivaro. Restaurantul Vivaro. Alegerea cea mai inspirată. Prima Medical, o clinică fără rival. În laboratorul nostru de specialitate, unic în Oltenia, calculii renal mai mici de 3 cm pot fi sparți fără intervenție chirurgicală. Cabinetele de ecografie, elastografie, de radiologie și rezonanță magnetică, dar și computerul tomograf au dotări de ultimă generație și stabilesc cu precizie diagnosticele. Clinica noastră e prima. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Win îți oferă ferestre complet echipate. Unic pe piață, profilele de 74 mm cu 6 camere de izolare și feroneria cu toate opțiunile vor crea ansamblul perfect pentru casa ta. Tot aici poți alege uși de interior dintr-un stoc de peste 2000 de bucăți. Nou, uși de dressing cu un design modern și atrăgător la prețuri promoționale. Win, întotdeauna cu un pas în viitor. Centrul Medical Helios Medica oferă servicii medicale de excepție și pune la dispoziție aparatură de înaltă tehnologie și personal specializat. Clinica noastră acoperă o gamă largă de servicii medicale și chirurgicale. Asigură tratament, supraveghere continuă și de calitate bolnavilor, de acum și la domiciliu, prin contract CAS. Printr-o tehnologie de ultimă oră cu aparatul PhotoFinder Dermoscop, se poate pune diagnosticul printr-un procedeu de scanare total al tegumentului. Harta luminițelor este cea mai bună metodă de detecție timpurie a melanomului mal, cea mai invazivă formă de cancer. Aparatul și procedura de lucru sunt unice în zona de sud a țării. La Centrul Medical Helios se poate depista precoce declanșarea accidentului cerebral vascular prin ecografie Doppler transcranian. Centrul Medical Helios vă pune la dispoziție abonamente medicale ce includ o gamă variată de servicii, personalizate fiecarei categorii de persoane. Nu ezitați, programați-vă la 0251 418 894 sau la 0728 908 804. Restaurantul Daniels organizează cele mai frumoase evenimente festive din viața ta. Nou renovat, restaurantul Daniels îți pune la dispoziție două săli cu 300 de locuri fiecare. Pentru mâncare tradițională și o atmosferă de neuitat în compania formației Aura și Nicușor Țiuleanu Band, alege restaurantul Daniels. Relații la numărul de telefon 0766-231-568. Restaurantul Daniels. Alege-l și nu vei regreta. Dacă vreți să vă distrați, mai puteți să contați pe noi. Când te-ai gândit ultima dată la siguranța afacerii tale, dar la cea a familiei? După 17 ani de experiență, cunoaștem nevoia de siguranță și ne îmbunătățim constant tehnicile și procedurile pentru a vă putea proteja afacerea și locuința. Civitas înseamnă mașini amplasate strategic pentru acoperirea Craiovei și a orașelor județului Dolj și totodată cel mai scurt timp la orice intervenție. Civitas înseamnă agenți special selectați și antrenați pentru a vă oferi siguranță și protecție. Avem 6 locații legate la dispecerul Civitas de aproximativ 10 ani. Profesionalismul de care au dat dovadă, ca și nevoia de securitate, m-au determinat să contractez astfel de servicii, inclusiv pentru locuința proprie și pentru siguranța familiei. Pentru clienții Civitas, siguranța este o certitudine. Protejați-vă afacerea, protejați-vă familia. Civitas, monitorizare și intervenție rapidă. E bine, am revenit. Așa cum spuneam, o primă problemă pe care o pun organizațiile din industria securității private este implicarea statului în controlul și supravegherea activităților de pază și protecție. În momentul de față, cum colaborați cu Ministerul de Interne vis-a-vis de această inițiativă până la urmă?
Avem o colaborare surprinzător extrem de bună, pentru că și la nivelul comenzii Inspectoratul General al Poliției Române s-a ajuns la concluzia că efectivele pe care le are Direcția de Ordine Public la nivel central și la nivel teritorial nici nu mai pot face față avalanșei de activități birocratice pe care le impune activitatea de licențiere pe de-o parte a firmelor, dar și activitatea de control. Deci acesta este un aspect, iar cel de-al doilea aspect vis-a-vis de personalul care trebuie să lucreze în aceste departamente și care trebuie să aibă specializări dintre cele mai surprinzătoare pentru poliție. Trebuie să fie electroniști, trebuie să fie ingineri de sisteme, trebuie să fie arhitecți, trebuie să fie ingineri de soliditate a zidurilor și așa mai departe. Lucru pe care poliția în mod tradițional nu îl face. Poliția este un organ de control a cărui menie este să vegheze la aplicarea legii și în măsura în care legea nu este aplicată să intervine și să sancționeze acea normă care nu este aplicată. Și atunci avem o colaborare foarte, foarte bună cu poliția, care încearcă din răsputeri să ne ajute cu experiența pe care o are și cu experiența acumulată în atâția ani de bâlbene, ajunsuri și lacune legislative în elaborarea unei legi care să fie axată pe realitatea românească, pentru că aici, în paranteză fie spus, nu cred că putem să ne permitem să luăm legi din alte țări atâta timp cât România are particularitățile ei, iar pe de altă parte este vorba de toate amenziile și măsurile pe care poliția le-a dispus până acum și mare parte dintre ele au fost câștigate de către firmele private din cele mai diverse motive. Da, o să ajungem imediat și la aceste firme private vis-a-vis de munca la negru, dar mai întâi vreau să întreb, domnul comisar, în momentul de față conduceți departamentul de securitate privată, așa cum spuneam, din cadrul Inspectoratului de Poliția Județului Dolj. Despre ce este vorba acolo? În ce constă munca dumneavoastră? La nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, Serviciului de Ordine Publică, s-a constituit un compartiment de securitate privată, din care fac parte eu și un coleg la nivelul serviciului, plus încă câte doi agenți la fiecare secție de poliție și câte un agent la polițiile orășenești și municipale. Activitatea noastră la nivelul serviciului este în primul rând de a verifica societățile specializate de pază, în primul rând cu ocazia licențierii, solicitărilor de licențiere a acestora și apoi o activitate mult mai vastă de verificarea activităților acestora. Am înțeles. Știu că avem și noi în Craiova anumite firme de pază și protecție până la urmă. Colaborați cu aceste firme? Știu că așa am reținut ideea noastră din acel material, domnule colonel, când spuneați că e foarte bine ca în momentul în care, să zic, agenții de pază de la aceste firme de securitate sunt cei pe care îi vedem veșnic, să spun așa, pe orice stradă din oraș și la orice oră din zi și din noapte până la urmă. Ei sunt, aș putea spune, poate că primii care văd, să zic, poate o infracțiune, poate chiar înaintea polițistului, poate înaintea, eu știu, polițistului comunitar mai nou, iată. Cum colaborați cu ei? Sunteți anunțați de ei? Sau care este până la urmă? În județul Dolj sunt licențiate, deci cu sediul în județul Dolj sunt licențiate un număr de aproximativ 23 de societăți specializate de pază, din care cam 19 își desfășoară activitatea. Sunt 4 care nu și au licența depusă în evidența pasivă la noi. Din aceste 19 societăți, cam o treime au și, cum să vă spun, activități de intervenție la evenimente, monitorizări. Colaborează cu dispecerate de monitorizare. Deci aveți o colaborare bună până la urmă, da, bineînțeles, în privința încă din evenimentelor. Da, încă din anul 2008 noi am luat inițiativa de a crea la fiecare secție de poliție o hartă în care sunt evidențiate locurile de staționare ale echipelor de intervenție. În cazul unui eveniment major, forțele de poliție pot apela la aceste echipaje care au obligația să-i ajute în restabilirea ordinii și liniștii publice. Am înțeles. Nu știu, dar întreb, mie mi se pare un lucru interesant, adică avem aici mai multe structuri până la urmă de ordine publică, aș putea spune, este vorba de jandarmerie, este vorba de poliție, de ordine publică, iată, este vorba de aceste societăți, până la urmă, aceste firme de pază. Nu ar trebui, eu știu, creat un cadru legislativ până la urmă în care
Eu știu, fiecare unitate de acest gen să aibă delimitat clar ce trebuie să facă, cum cadru, să intervină. Cadrul legislativ există. Este vorba de această lege pe care, recunosc, am citit-o, am răsfoit-o puțin. Nu, cadrul legislativ există pentru că și poliția, și jandarmeria, și firmele de societate, și firmele private de pază, de securitate, funcționează și își desfășoară activitatea în baza unor prevederi legale. Problema este că dacă jandarmeria și poliția, în momentul în care își fac simțită prezența, au un instrument de coerciție pentru a aplica legea, nu același lucru se întâmplă cu firmele de securitate privată. Și vă dau un exemplu foarte simplu pe care probabil foarte mulți dintre telespectatorii dumneavoastră l-au întâlnit în viața de zi cu zi. Dacă te duci într-o parcare, într-un mall, într-un supermarket, în orice fel de parcare, unde există un agent de pază, în primul rând, ești frapat de felul în care arată acel agent de pază. Da, este vorba de aliura lui, exact. Aliură, felul în care se prezintă vis-a-vis de public. 2. În acea parcare, care este un spațiu privat,